În uh, narcoticele, în cultura și literatura română, cartea scrisă de Andrei Ișteanu sunt mai multe referințe despre vin acolo, dar mi-au atras atenția două din ele. Una spunea că în momentul în care vița de vie și uh, tabacul, plantele, au apărut pe pământ, au apărut într-o groapă în care s-a bășit dracul. Uh, să știi că folosirea panglicii de sulf pentru stabilizarea microbiologică a vinului și pentru curățarea butoaielor. Sulful ăla când arde, cam mirosul ăla are. Deci, dacă s-a bășit diavolul în butoi, să știi că a făcut-o ca să rămână vinul sănătos, nu ca să... El știm cu toții având proprietăți sulfurice, da. da. Am înțeles. Și mai era o caracterizare Bara foarte bună. Nu când am fost în iad, așa era. Pucioasă, fum și pucioasă, nu? <laughs> mai, era o, mai era o categorisire sunt patru etape în care dacă abuzezi de vin, treci și treci progresiv. Prima era de taur, a doua era, mi-am notat că un țin de leu, între a treia te transformai în miel, iar abia între a patra în maimuță. Uh, da, da. Uh, cred că fiecare băutură are, o, în funcție de concentrația alcoolică, această minunată capacitate să ne transforme în diverse animale. Stând o viață întreagă și eu prin totul de, de, de cârcium, de baruri, de cluburi, chiar și vara asta am făcut treaba asta, am, am putut constata o treabă uh, și m-am întrebat dacă s-ar face un studiu, ar fi foarte interesant, să-i discuțiile care se întâmplă la mese, dar la baruri, uh, dinspre centru, spre periferie. Uh, o, o constantă este uh, genul uh, de tipului care lucrează în corporații și se așează la masă și începe să bea cu colegii, mă, după, după a treia bere încep cuvintele alea mai grele și, în general, mai spre dimineața sau mai târziu, în noapte, încerc, încep să-și bârfească un al doilea, al treilea coleg. Pe de altă parte, mi s-a întâmplat să aud și tot soiul de discuții interesante. Undeva în... în, în Într-o cărciumă de tablă în militari, bețivii locului vorbeau despre odiseea spațială. Am avut și... și am avut și această surpriză, și vorbeau foarte coerent despre film. Adică nu băteau câmpii la capitolul ăsta. Am mai văzut niște bețivi în Sălăjean care se certau, păi oameni la 60 de ani, bețivi cârciumi, știi, care se certau pe plecarea lui Minculescu de la Iris. Am avut tot fel de surprize de astea. Și am văzut un club de în altă parte, niște interlopi, să spun, cu cuțite care se certau legat de. erau niște probleme legate de Wittgenstein și Heidegger. O, Sunt tot felul de oameni. Acum asta e interesant, că alcoolul cumva reușește să scoată tot din oameni. Acum ideea e până unde am mers. Când a trebuit noi să bem de supărare sau de fericire? Păi dar de ce bem? Bem așa, bem din cauza femeilor? Okay. Bem ca să uităm, uh, nu mai știu exact Bem ce de... că avem de mirce probleme, bem... Bem când se naște un copil, bem când moare cineva, nu-ți mai spun ce, ce, ce gelanie și, cât în alcool. general pentru că undeva în lume e ziua cuiva. Dacă e calendarul de pe Wikipedia, sigur s-a născut sau a murit cineva cu care ai o vagă legătură. Da, da, da. În august cândva e, zi, e ziua lenei, putem să bem de ziua lenei, da. Absolut. În fiecare zi. Uh, da, se exagerează. Se exagerează. Uh, văd, în schimb, că actuala generație de tineri corporatiști au scăzut enorm consumul, chid că a crescut cel de. Să nu da, putem să. Nu să promovăm actele ilegale. Sunt la a doua generație de bucureșteni și părinții mei sunt născuți în București, însă bunicii din partea tatălui sunt de undeva din vasului. Nu știu dacă mi se trage genetic, dar o rezistență la băutură am, pe de o parte. Pe de altă parte, am și niște prieteni moldoveni, cu care adesea mai ies la cărciumă. Și noi, și unul, și doi. Jur că apare acel moment în care, bă nu mai pot să beau, că dacă beau știu că o să-mi să fie rău și așa mai departe. E bine, abia atunci se umple masa a doua oră, dar la modul orgisiastic de alcool de nu mai știi pe unde să ieși și cum să scapi. E o mutație genetică? Cred că da, da, da. da. <cute> Îmi sună foarte familiar tot ce zici. E, mă, asta vine din cultura asta... Mm puțin de abia... I don't know, la capitolul vin cred că am învățat rușii de Copil anumite, fi, nu Da, vin. dar nu e nu chestia de, de ce anume abia, ce un anumit tip de abordare, de... Aici poate putem să vorbim și de foame și de... Sunt mulți factori în joc, adică... Să suprapun prea multe straturi. E clar că există un... O, o, puțin alt tip de abordare. în Există acest tip de... Bine, moldovenii, uh, mie mi se pare, de exemplu, că se bea foarte diferit în zona de Moldova și de Transilvania, dacă o iei cam așa. Uh, chiar și zona de Muntenia, care mi -e puțin... Uh, țara puțin... Muntenia cel, cel mai ok, pentru că știi când se oprească. Care puțin mie... Mm, eu n-am experiență așa de mare. De, asta, de exemplu, cunosc da. bine Moldova și Ardealul. Uh, Ardeal, -o. Ardeal -o a stat foarte mult. Uh, e puțin da. formatat foarte diferit. Uh, moldovenii uh, au tipul asta mai chefliu în sensul de plăcerea de a sta mult. Adică ei sunt consumatori de lungă durată, tocmai pentru tipul, felul în care își trăiesc timpul. Timpul la ei, să o că e mai dilatat, mai dilatat de da. uh -huh. decât în Ardeal, unde cumva e mai formatat pe un anumit tip Repartizat. de pra pragmatic. Mai Am văzut că se dilatează cât un weekend întreg în Da, că... și asta îmi trebuie privit în termeni de bine, de rău, de muncă și lene și mai departe, ci e alt o form, altă formă de a-ți formata tipul de relații, tipul de timp, socializare. De socializare. Mm -hmm. E legat foarte mult. În general, alcoolul alcool este alcoolul în sensul clasic, este legat de socializare. de exemplu, dacă ați observat cei care muncesc în ceea ce se cheamă acum muncii materiale, nu mai au treabă cu alcoolul, ci cu alt tip de consum, alt tip de deconectare. Mm -hmm. Pentru că alcoolul înseamnă timp mult ca să ajungi într-o formă de deconectare și timp mult ca să-ți revii. Uite că la asta nu m-am gândit da, corect. De exemplu, țăranul nu poate să-și permită să nu pentru că timpul el își mm -hmm. lucrează altfel cu timpul. Chiar și muncitorul își permite să lucreze pentru că are timpii lungi ca muncă și ca odihnă. Are 8 ore de muncă și, primare acele spații Și el, de exemplu, la, cu, la strung, poți lucra cu anumite cantități de alcool și la, la, la plug poți lucra cu o anumite cantități, ba chiar uneori e recomandat. La corporații Dar mai la corporații da. nu, nu poți. Mai în mai schimb, mai mai în mai schimb. Mai. anumite substanțe la corporații sunt foarte recomandate. Pentru că el... Corect, corect. Atenție da, ce corec. zici. Nu, da, nu, de exemplu, eu nu, nu, am nu că cred să că la bursă... Am, că se consumă o în București, Nu poți la bursă să, să, să trăiești statistic. pe bază de vin. În schimb, poți pe anumite praf. Pentru că e alt tip de. Acolo trebuie viteză. Vino te moleșești. Și, și concentrare. Viteză și concentrare și iată. Și a doua zi trebuie mult timp leacă de curaj. Pe când aici praful la praf. Nu bei să. Te asumi o responsabilitate. Iar mă rog, există și această. Influența. De exemplu, întotdeauna rând, eu, de exemplu, vin într-o comunitate mai protestantă, așa, care trăiește pentru pravoslavnici. Ceea ce pentru mine tot timpul a fost foarte haios este Uh, pentru ortodoxi, pentru estici, a nu bea este... Deci ei pot Poți Nu încredere în... N-ai, încredere într-un om care nu bea. Adică... Adică, Fair adică, enough. Uh, adică <laughs> pentru că alcoolul este în marcă de socializare. Adică uh -huh. este de al nostru. Întinzi mâna și ții nu să se întinde mâna. Uh, tradițional noastră. cine nu bea? Fie uh, e ceva religios străin, adică e ceva în neregulă sau uh, pocăit sau... Fie nu știu turnător. Ce. Să. Fie turnător, adică reprezentant al puterii. Și ăștia nu pot să ai încredere. E un deci, de ospitalitate de asta, de distrugificatul. Nu, e marcă, de, da. marcă identitară, adică uh -huh. ești de al meu. Bei cu mine, împărțim paharul, avem încredere unii în alții. este chestii foarte, foarte interesante. De exemplu, în Est te iartă de crimă, de viol, nu de a nu, bea. A nu bea e un păcat de moarte. Uh -huh. Uh -huh. Și asta e o chestie, o marcă foarte puternică. De asta e foarte greu, de exemplu, pe mine mă obosește enorm de mult când trec dincolo de Prut mai ales. Această marcă obligatorie, adică a nu bea, adică a fugi de ritualurile de a nu bea devine foarte complicat pentru yeah, Ești bolnav ceva, da. e bolnav, e mai rău. Ar, ar fi bine să... S-a stricat la București. Și, și devine, devine, o muncă, la devine, o muncă, devine o muncă în a, devine abstinent. Devine o muncă foarte complicată. Mai ales când te duci cu rudele, cu prietenii, cu, da, cu același complice. ritual Ce de ai rata, deci, Și deci, mai bine atunci trebuie să găsești tehnici din astea de, a, de a, ascunde, gen să bei bere fără alcool sau... Ceva ca să fii mai ușor MBR de... Îmi bere fără alcool, nu pot să cred, da, în fine. Ei, mă rog, zic și mm. eu acum <laughs> așa. să spun o întâmplare yeah. care e și în contextul ăsta. Eram la o lansare de album, undeva într-un club în București. Bă, frate, și să urcă ăștia... Deci au ajuns pe ăștia din primul rând, au ajuns pe scenă aproape. Bine, era așa o distanță politicoasă între noi. Până smulge unul microfonul de mână. Și în momentul doi a plecat o stângă, că mi-a luat microfonul de dreapta și l-am pognit, i-a dat s-a la... dus înapoi în public. S-a făcut liniște, mi-a cerut scuze și am continuat cântarea. Dar nu cred că trebuia să-și cer scuze, dar în fine. Că da, deci am a, a fost să un înțeleg. moment de panică că la un moment dat ea a venit să peste noi și ăsta fiind beat, că era luat să uh -huh. El e un tip super mișto, e un om de presă, noi nu dăm numele. Mi-a luat microfonul din mână să zic că el nu știu ce la microfon. Și atât, i-am dat o palmă și a zburat în primul rând, direct. Și s-au calmat oamenii, s-au dat mai în spate și va continua concertul. Toate astea se întâmplă în general -ar la rock. Să nu e chiar așa, că de-aia ziceau nu te duce la rock, că nu știu ce, nu știu cum și alte chestii. Dar nu se întâmplă. Deci oamenii se întâmplă sunt civilizați acum. Oamenii sunt băuți. Se întâmplă în locurile alea unde Mă, așa e și la rock and roll acum să bea. Da. Se bea, da. Bea. La unde la nu se Nu era un concert unde nu era la servicii. Și... Cred cel se mai be. tare m-am amuzat la cred că eram la Sony Sphere și am auzit un, un rocker, da. Era un rocker care vorbea cu un altul la telefon și de, de, își dădea întâlnire. Zicea, am, be, am, două beri în mână și un tricou negru. Eram băită. Toată lumea are două beri în mână <gânt> și, un și, un tricou, un tricou negru. negru. da. el așa da își dădea întâlnire. ok. Să vedem și din vinul ăsta roșu ceva. Dacă vrei te apropii. Da, o să mă apropii. Le-ai desfăcut deja. Ca ăsta, sigur, sigur, o să activeze un pic vasele de sânge care să mai dilate și atunci poate îmi revine și vocea mai ușor. Cum se spune la țară, ridică placuma de pe picioare. Exact, este un pomerol clasic, 90% cabernet de restul nu? Așadar, am revenit cu vinul la microfon. Treaba cu, cu vinul ăsta este că, mă, știi, când te doare capul la doua zi, e cumva și un preț corect pe care cred că trebuie să-l plătești. Pe de-o parte, pe de-altă parte se spune foarte limpede, băi, te doare capul la doua zi, nu e un vin bun. Este o mare, mare eroare. Uh, am o prietenă somelieră în Cluj care niciodată nu lasă să treacă o degustare fără să menționeze treaba asta, Delia, o minunăție de fată. Uh, niciodată nu e prea multă băutură, de fiecare dată e vorba de prea puțină apă. Deci alcoolul deshidratează, este și diuretic pe deasupra, uh, se pierde multă energie încălzindu-ți vasele de sânge periferice, transpiri fără să-ți dai seama, și aș pune între 90 și 100% din magmurală, provine din deshidratarea cortexului. Uh, nu o să mă crezi, dar să știi că și la bere trebuie să bei apă. Uh, ideal, la un litru de bere trebuie să ai lângă între 300 și 500 de mililitri de apă. Vinul ar trebui băut cam 1 la 1 cu apă la un litru de vin, un litru de apă liniștit, iar la spirituri nu se poate bea atâta apă de șapte ori mai mult. Deci ar trebui să bei 700 de mililitri de apă pentru fiecare 100 de grame de whisky sau de vodka. E imposibil, dar măcar o cană de 250 tot ar trebui să bei. Știi, nu puțini au fost artiștii care s-au tot perindat prin viața mea și care mi-au spus că inspirația maximă vine fix în, în, în când s-au trezit a doua zi și nu e... da, da. Disconfortul care creează... Știu că există și îmbătatul cu apă rece. Nu știu dacă, ai dacă pățit, e rece rob, vreodată, da. Dacă ai pățit vreodată treaba asta, când se deschid brusc toate oh, căile de circulație a sângelui și a sucurilor gastrice, plus tot alcoolul rămas de cozi înainte și te dintr-o cană de apă dacă ai exagerat rău.